Quizás. Bine v-am găsit, stimați telespectatori! Invitatul nostru e un nume al literaturii române contemporane, Nicolae Breban. Domnule Breban, punând lumina pe sfera portocalie, mi-am amintit ce am citit în memoriile dumneavoastră, la care o să mă refer tot timpul, pentru că le-am citit de curând, despre obsesia grecilor de a vedea sfera simultan din toate părțile. Ei voia să fie zei, să vadă sfera din toate punctele ei, ceea ce e o imposibilitate pentru ochiul uman. Noi vedem numai calote sferice, așa cum vedem într-un om numai calote umane. Nu vedem toată sfera umană dintr-un om. Și ați visat vreodată să vedeți sfera? Sau ați visat vreodată că vedeți sfera? Nu, eu mă feresc de a fi zeu. Da, tocmai dumneavoastră, da. Care aveți, citez, o megalomanie dusă până în pânzele albe. Da, sunt ispitit de postura de semizeu, de creator. Semizeu în sensul egalării zeilor prin creație. Și eu sunt convins că autorii adevărați, autentici, pot egala zeii în momentele de mare creativitate. Spuneți în memorii la un moment dat de un zeu Baal al timpului care ne înghite pe toți. Ne înghite pe toți și creația e o formă a întârzierii. A întârzierii și a anihilării acestui zeu. Prin creație, orice tip de creație, numai creația artistică, creația... Rilke spune undeva că e suficient să ieși din coliba ta și să plantezi un pom și ai creat lumea, spune Rilke. Creația, cum o numește Unamuno, creația directă, creația de carne, de a face copii, procreația. Aici vă propun următoarea paranteză. Nu se prea înțelege din memoriile care abundă în felurite digresiuni, nu se înțelege un episod de la vârsta de 18 ani, când apare în viața dumneavoastră personajul feminin numit Mia. Da. Nicolae Breban, provincialul fragil, aterizat în capitală, o seduce sau e sedus de soția unui prieten al tatălui, are un copil pe care... Da, mă rog, deci diferența de 15 ani între noi. Avea 33 de ani și voia un copil și o femeie la 33 de ani e mult mai adultă, mai puternică decât un tânăr de 18 ani, în plus provincial, nesigur pe sine, în Bucureștiul ăsta al atâtor rătăciri, nu? Bine, dumneavoastră în carte spuneți cât de mult v-a fascinat întotdeauna Julien Sorel, figura ambițiosului. Ambițiosul, da, da. Așa că în acel adolescent timid, cine știe ce mare ambițios. Da, dar atunci, dacă lucrurile erau normale într-o România normală, poate că mi-aș fi urmat un drum normal al ambițiosului. Dar ambițiosul Nicu Breban, care a venit la 18 ani în București, a primit niște șocuri enorme din partea societății. Doar că n-am fost arestat, dar în rest am primit toate șocurile posibile. Adică dat afară de peste tot, da, muncitor la uzină. Muncitor, și muncitor, să știți că era foarte dură. Muncitorii râdeau de mine, au simțit că sunt altceva. Ziceți că erați un tinerel negricios, subțire, cu ochi negri catifelați, prost îmbrăcat. Da. Prost îmbrăcat era epoca. Eram și eu foarte sărac și poate n-aveam gust. Eram frumoșel, dar mă enerva tipul meu de frumos. Aș vrea să am ochelari, o frunte înaltă, boltită. Voiam să semăn cu mutrele de cărturar care mă impresionau pe mine în tinerețe și în cărțile mele. Deci dumneavoastră vreați să aveți o figură eminesciană, voiați să semănați cu un poet damnat. Aveam mutră de playboy. Așa, și dumneavoastră aveați o mutră de playboy, da, cu care ați făcut carieră, da, în ghilimele. Da, cum punem ghilimelele când vorbim? Pentru că în cărțile noastre e plin de ghilimele. Exces de ghilimele. Facem așa? Faceți dumneavoastră, da? Ar însemna să facem tot timpul. Da. Bun. Dar de ce spuneți aici ochi negri catifelați? Așa mi se spunea că am ochi negri catifelați. Cine vă spunea? Diverse mici admiratoare. A, copilul s-a născut? Da, copilul s-a născut și Mia l-a crescut cu mari greutăți. L-ați recunoscut? Nu l-am recunoscut. De ce? El poartă numele soțului, fostului ei soț. Ea a fost sinceră și a spus soțului acest lucru. Poate ar fi trebuit să-l mintă. El o iubea enorm. I-a pus condiția să avorteze copilul. Pe vremea aia se putea avorta. Atunci, în ce an era? 52-53. Eu nu m-am căsătorit cu ea pentru că voiam să ajung scriitor. Mi-am dat seama că dacă mă împovăresc cu o familie, eram prea tânăr pentru o familie, pentru astfel de responsabilitate. Și în felul acesta ne-am despărțit. Deci era clar, voința mea era clar de a nu procrea atunci în acel... Pe când a ei, din potrivă. Și avea tot drept, avea 33 de ani. Ce s-a ales de copil? Copilul a făcut liceul, a făcut facultate de filozofie și este azi profesor în București. Știe că e fiul dumneavoastră? Da, știe. L-am văzut pe ce s-a născut și l-am văzut cu intermitențe. Și cea mai mare pauză, ca să-l vedeți? Au fost ani de zile cât eram plecat în străinătate. Și când riscați la întoarcere, nici să nu-l recunoașteți pe stradă?
Nu riscam, pentru că în tinerețe și el semna foarte mult cu cel care era la 20 de ani. Și asta nu vă făcea să nimic? Nu, pentru că n-a crescut lângă mine. Și pe urmă n-ați mai avut copii? Nu. Față de creația carnală, n-ați avut niciodată o tresărire sentimentală puternică. Pentru că nu am dorit acest copil. Dar atâția tați nu și-au dorit inițial copiii și pe urmă la bătrânețe ajung să-i adore. Și eu vă întreb altceva, dacă o femeie este violată și nu vrea acel copil, ce se întâmplă cu acel copil? Dacă el refuză, pentru că a fost violată. Și bărbații pot fi violați. Dar e de la caz la caz. Poate nu, după aceea meu, femeia să-și adore copilul. Da, ea și-l adoră, dar voința mea a fost violată. Eu n-am dorit un copil. De aceea probabil că am avut și greutăți să-l accept și să mă apropiu de el. Dumneavoastră în carte mereu spuneți autism. O incapacitate de a intra în raport cu realitatea. Exact. Asta e autism. Ori faza asta cu copilul nu este și ea o mică mostră de autism? Nu, poate fi o formă de lașitate simplă a unui tinerel care nu-și asumă paternitatea. Insensibilitate, da. Lipsă de reacție emoțională, personală, se pare la ce se întâmplă. Se pare că autiștii nu sunt insensibili, se constată acum. Și? Nu pot comunica cu mediul și nu-și pot stăpâni impulsurile interne. Pe când dumneavoastră? Comunic deficitar cu mediul și uneori nu pot stăpâni impulsurile interne, având norocul să mă pot exprima în forma aceasta majoră a literaturii. Vă întreb, chiar dacă sună mazilian, de suferit ați suferit vreodată îngrozitor? Nu pentru literatură, că nu sunteți publicați sau că vă e respins un manuscris la editură. În ordine umană. Am suferit din cauza prietenilor ratate. V-a fost milă vreodată de cineva? Nu, mi-a părut rău de un prieten pe care l-am pierdut. Ați plâns vreodată în singurătate? Nu știu, nici de 3 ori în viață. Iar în fața altora niciodată. Ei, și tânărul cu ochi catifelați locuia pe Nerva Traian într-o cameră cu bucătărie comună și cu acces la baie prin curte. Eu era un lux, pentru că nu trebuia să mă îngrămădesc în căminile de studenți de pe vremea aceea. Aveam o camera mea unde puteam să-mi instalez o bibliotecă. Bine, și nici nu erați student, că erați dat afară și erați... Am fost și student și dat afară, din nou student. După aia am fost, la început am fost sudor, după aia strungar repede. M-am calificat ca strungar fier la 23 august. Am intrat la filozofie, Atanase Joja m-au dat afară, după un an am intrat din nou la filozofie. Iar așa ați fost dat afară? Din picina vremurilor și din picina mea. Noi acum expediem în câteva rânduri o materie emoțională care poate ar fi făcut obiectul unei vieți întregi sau pentru altcineva. Sau unui alt tip de romancier. Este o materie epică care nu mi se potrivește mie. Dar viața va... Viața are 1000 de fețe ca un zeu indian. Eu aleg fața simbolică, nu atât cea faptică. De altfel, eu am admirat în tinerețe mari scriitori ardeleni, Agârbiceanu, Rebreanu, dar apoi am alunecat spre cei care făceau alt tip de proză, Doamna Bengescu, Camil Petrescu, cei care interpretau fapticul, mergând spre simbol, spre teorie. Mi-a plăcut ce frumos scrieți în carte despre Hortensia Papadat Bengescu, cum n-a fost ea înțeleasă de critica literară, durere și a sufletului dumneavoastră. Și a lui Lovinescu mai ales. Și cum a murit. În anonimat și sărăcie. Tipul de existență, în ce măsură poate influența tipul de creație? Și invers. Am impresia că la dumneavoastră a fost mai degrabă invers. După viața pe care am dus-o în tinerețe, între 18 și 30 de ani, aș trebui să fac romane de tip Jack London, de tipul Hemingway, adică romane ale fapticului aventuros, senzațional, plin de șocuri existențiale, căderi, urcări. Exact. Pe vremea aceea, un copil de preot greu-catolic, core biserică fusese interzisă, care e tratat ca exploatator, eu dat afară din liceu, din liceu și din facultăți, pentru că eram fiul de exploatator. Fiul de greco-catolic din nord, din Baia Mare. Din Marea Mureș, da. Era foarte puțin probabil ca eu și alții din clasa burgheză să putem face carieră în stalinism, mai ales, când erau împinși în sus fiii de muncitori, de activiști, etc. Dar pe lângă handicapul social, politic, istoric, ca să zic așa, dumneavoastră ați avut și un handicap psihologic. Spuneți că ați trăit un infern între 15 și 31 de ani al nehotărârii, al relației cu dumneavoastră. Azi îmi explic printr-o adolescență întârziată, excesiv întârziată. Vedeam că în jur colegi sau prietenii mei mai puțin înzestrați decât mine, credeam eu. Mi se părea că posedă anumite calități, mai puțin înzestrat decât mine, se descurcă foarte bine, fac școală, sunt numiți în posturi. Și dumneavoastră? Nu, deoparte, am rămas marginal, printr-o incapacitate de adaptare. Din carte nu se înțelege. Care e primul moment al vieții în care ați spus vreau să fiu romancier? La 12 ani, când îi citeam pe Maia Romancii Români.
și că mă fascina Ionel Tudoreanu, Cezar Petrescu, îmi plăceau chiar și scritorii bulevardieri, de Sila, Drumeș și ceilalți, mă fascinau și ei. Deci lumea asta a romanului, lumea asta a iluziei. Și poate prin aceasta fugeam din lumea din jurul meu, lumea adulților, pe care vedeam mediocri și brutali. De vine era exagerata mea sensibilitate și maladiva mea imaginație, probabil. Aveam toate datele ca să eșuez în existență. Cum ați vedea sinusoida vieții dumneavoastră? Până la 31 de ani? Un marginal și un probabil ratat tânăr, cum mă credeau și mulți alții. Dar dumneavoastră, în oglindă? Trăiam o stare de inconfortabilitate profundă între ceea ce credeam a fi și ceea ce se vedea în afară, în mod obiectiv, social. Cum zicea Arghezi, voiați până la 1000 și puteați până la 6. Da. Spaima socială era enormă pentru mine atunci. Dar v-ați eliberat de spaima asta socială cu timp. Numai la primul meu succes în 65, la 31 de ani, când am terminat manuscrisul Franciscăi în 1963, când am terminat romanul, în sfârșit, mi-am dat seama că pot deveni scriitor. Mai rămânea o nelămurire și o spaimă aceea publicării romanului. Și a durat 2 ani până am reușit să public romanul. Să rămânem în primul tronson, până la 31 de ani. Erați un ratat, un încurcălume, da, cum zicea mama. Eram pe malul râului Timiș, la Lugoj, în casa strămătușii mele. Unde v-ați scris primele 3 romane. Primele romane. O casă mare. Da, o casă mare. Eram cu strămătușa mea, care a crescut pe mama mea, Wilhelmina Ketzenmacher, erau nemțoaicele. Și pentru că dumneavoastră, după tată, sunteți fiu de preot greco-catolic, da, și după mamă sunteți descendentul unei familii de comercianți nemți. Nemți-șvabi, da. Aveam toate motivele să fiu și eram trist. Dar cum de tata, preot greco-catolic, s-a însurat cu o nemțoaică? Printr-o întâmplare. El a amânat să se căsătorească și s-a pus la episcopia din Baia Mare, s-a pus condiția să se căsătorească. Dacă nu, dacă era hirotonisit necăsătorit, rămânea celib. Și trebuia să fac o altă carieră. Eu nu vreau să fac carieră de preot. Bunicul meu, Nicolae Vreban, l-a obligat pe tata să se facă preot. Bunicul a fost tot preot? Tot. 10 generații de preot. 10 generații de preot. Și tatăl meu era cel mai mic, Nicolae Vreban, bunicul meu, preot în comuna Cicălău, care a vizit o catedrală, o catedrală mare în comuna aia. A zis că ultimul copil trebuie să facă preot, ca să se păstreze. Ultimul copil din? Din 13. Din 13. Cu aceeași femeie. Și ca să păstreze tradiția asta de preoți români. Și tatăl obligat să se însoare, a avut un coleg, un preot într-o comună din Banatul Sârbesc. Și a spus, uite, dacă trebuie să se însoare repede și n-ai pe cine, aici e o fată, o nemțoaică, foarte frumoasă și foarte bogată, vino și încearcă să o seduci. Cred că cuvântul ăsta, sedus, n-a intrat în dialogul lor. Nu, tatăl era mare. Ăsta e cuvânt care ține de proza dumneavoastră. Nu, era un mare seducător, tata. Și da? Știa acest cuvânt și folosea des. Seducție? Da, sigur că da. Și cum se împăca asta cu biserica? A, tatăl meu nu era, v-am spus. Tatăl meu a făcut asta pentru că l-a ascultat. Tatăl meu voia să fie avocat sau actor. Nu voia să fie preot. Cine îl fascina în București dintre actori? A, Vraca, Tănase. Era fascinat de teatru românesc. Vraca și Tănase, extreme. Da, extreme, extreme. Amândoi fascinau. Și dumneavoastră, da, ați moștenit asta, poate, de la tata. Gustul pentru extreme. Da, gustul pentru teatru. Gustul pentru jocul. Pentru mască, pentru poze. Pe care nu l-am folosit. Masca e una, poza e alta. Da. Acum, în clipa asta, sincer, aveți o mască? Că poza aveți, se vede cu ochiul liber. Nu, nu, poza nu am, masca. Ce mască aveți acum? Am masca lui Nicolae Vreban. Nu credeți că masca asta vi s-a lipit de figură în asemenea măsură, încât nu mai știți ce se ascunde în spatele ei? Nu, masca sunt chiar eu. Dacă vedeți și eu trimit la masca lui Nietzsche. La Nietzsche masca înseamnă caracterul, înseamnă vocația, înseamnă deja destinul. Și caracterul la Nietzsche, am văzut că vă place să citați ceva, este ceva ce revine mereu. Da. Cine are caracter, asta am spus-o în al doilea roman, am pus-o ca moto. Cine, pe vremea era foarte dificil să pui o moto de Nietzsche. Cine are caracter, are în viață o trăire tip ce revine mereu. Trăirea dumneavoastră tip ce a revenit mereu, care credeți că a fost? Romanul. Romanul? Romanul. Romanul e o trăire? E o trăire tip, da. Pentru mine, modul meu de a înțelege lumea și pe zei, trece prin roman. Spuneți în memorii că scrisul și femeia au fost obsesiile existenței dumneavoastră și spuneți această obsedantă, puternică credință în misterul feminin, misterul în ghilimele, a fost, alături de atracția puternică, obsesivă față de literatură, marca cifrului dumneavoastră existențial. Exact, da, da.
această trăire tip. Închidem paranteza, da, și ne întoarcem la tata, care era preot nensurat, dar nensurat, fără vocație, și atunci un prieten i-a spus, vino să se duci nemțoaica bogată. Fuge 700 km în sudul Banatului, la Vărădia, lângă Oravița, și o curtează pe aceea fată nemțoaică, Olga Bömmler-Kunert. Bun, dar o fată frumoasă, bogată. Frumoasă, la 18... Aștepta un preot catolic țărac din nord? Nu aștepta, era logodită cu un alt neamț, Milecăr din Craiova, care avea nu trei... Nu cu un alt neamț, cu un neamț. Cu un neamț, cu un alt neamț decât ea, da? Pe care familia a aranjat aceasta, pentru că era o căsătorie între familii. Milecăr vinea cu o mașină pe vremea aceea, asta e 1920, și făcea curte, și în trei săptămâni tata a hotărât-o spre furia părinților adoptivi ai mamei, că tatăl ei a murit în primul război, a hotărât să rupă cu Milecăr. În trei săptămâni. În trei săptămâni, acest român venit din Baia Mare a luat-o de pe picioare, cum spunea tata, a sedus-o, cu răceală și cu un farmec enorm. Tatăl meu avea un uriaș farmec, mă spuneam că voia să fie actor, și așa m-a hotărât eu, printr-o lovire între două triburi extreme, tribul maramureșenilor și tribul nemților din Alsacea-Lorena și din Baden-Württemberg. Ce poveste! Viața e un roman. Uneori, da. Uneori, dar n-am să-l scriu eu. Sunt scriitor cu o existență teribil de banală, cel puțin priviți din afară, pe când dumneavoastră ați avut șansa sau neșansa, neșansa unei vieți care seamănă ea însăși cu un roman și aș spune, chiar dacă nu o să vă supărați pe mine, adeseori cu un roman prost gust. Prost. Da. Adică de prost gust. Plin de senzațional, da, de elemente, de căderi. Recunoașteți că și vina istoriei aici, nu? Vina istoriei. Istoria românești. Presiunea epocă era enormă. Și faptul că ați crescut în casa unui preot, să spunem lucrurilor pe nume, fără vocație totuși. Da, fără vocație. Asta într-un fel v-a rănit? V-a... Nu, nu, nu. În tinerețe am avut multe, în pubertate, multe discuții în contradictorii. El era curios, chiar intrigat. Eu nu cred. El credea, dar fără formele fanatice. Și dumneavoastră nu credeați? Eu nu, pe la 14 ani am început să citesc pe franțuși, pe Diderot, pe Voltaire. Și bineînțeles că am încetat să cred. Eu, vârsta la care tânărul încetează să creadă, pentru că apar armele raționalității și ale logicii. La 14 ani ziceți că v-ați despărțit de credință, da, dar până atunci... Mi-a pierdut credința, care, adică credința, credința asta pe care o folosesc, pe care o practică mulți, o credință fără credință, de fapt. Pentru că până la 14 ani ați fost un copil, cum s-ar spune, dus la biserică. Însă cum s-a desfințat Biserica Unită? Biserica Unită, adică Biserica Unită cu Roma. Unită cu Roma, Biserica Greco-Catolică. Catolică. Da, care a fost fondatoarea Marii Școli Ardelene, care a creat Ardealul românesc și național. Dar au fost și preoți greco-catolici care au acceptat să treacă la ortodox? Foarte mulți. Au fost obligați, presați, aveau familie, copii. Dar au fost copii. Mulți care au refuzat. Unii, de pildă tatăl dumneavoastră. Tatăl meu a refuzat. Dacă ați fi fost atunci preot, da, greco-catolic, da, v-ați gândit vreodată, pus în fața opțiunii, să treacă la ortodoxie sau să devină electrician sau, da, să-și deschidă ca tata o uleiniță, o, da, mică mașinărie, da, de făcut ulei, din, da, ce? Din floarea soarelui? Floarea soarelui, da. Așa, ce ați fi ales? Probabil că aș fi refuzat să semnez. Ați fi refuzat, da, în ciuda tuturor presiunilor. Da, bineînțeles. Și de ce? Că în fond credința e aceeași, nu? Credința aceeași, dar nu e vorba de toată tradiția bisericii noastre ardelenești, care, cum vă spuneam, este îngropată în istoria de eliberare și de lupta țăranului. Deci îi dezaprobați pe cei care au trecut, de colo-colo? Ca pe, nu, pe micii preoți de țară cu familie grea nu îi dezaprob, pentru că presiunile erau teribile, teribile. Mulți au fost și arestați. Toți canonicii și episcopii noștri au fost arestați, duși la canal, etc., etc. Episcopii noștri au murit în închisoare. La 20 de ani am avut o boală gravă, eram paralizat în pat, o boală gravă, reumatică, și tatăl meu mi-a spus, ei, acum crezi? Și am răspuns tinerilor la... Am avut cu ruzimea asta, să, da, vină, da, să vă spun, nu, asta? Da, m-a văzut întins și slab și am zis, ei, acum crezi? Și atunci tinerilor i-a spus, ar fi nedemn să cred acum. Lasă-mi să-mi revin, să fiu din nou tare și atunci am să-ți răspund. Am spus, Dumnezeu, în sensul ăsta, Dumnezeu nu merită o credință de asta. Dumnezeu e bucuros și de credința celui în suferință și la ananghie. Dar eu cred că Dumnezeu e și mai bucuros când crezi fără să fii speriat de moarte, fără să fii speriat sau înghesuit de mizeria existenței. Fără să ai nimic de cerut? Fără să ai nimic de cerut. Și eu spun mereu că sunt două tipuri de rugăciuni care amândouă îl bucură pe Dumnezeu. Rugăciunea când cer ceva sau ești speriat de ceva, de o boală gravă sau de o nenorocire, dar mai ales se bucură când nu îi ține nimic și îi mulțumești pentru ceea ce este și pentru ceea ce ești. Ziceți la un moment dat în memorii că până la
18 ani ați fost într-un conflict permanent cu tata. Nu, și după de ce? Fapt, până când a murit tata. Până și până astăzi. În fiecare noapte apare în vis și avem conflict. Aproape în fiecare noapte, timp de 40 de ani. Da. E un conflict care continuă. Într-un roman de-a meu spun, atunci când realitatea se întrerupe brusc, ea se continuă în vis. Și asta s-a întâmplat cu tatăl meu, cu fantoma lui, care mă apare de 40 de ani. Spre deosebire de relația mea cu mama, care e fantastică. Câți ani are mama? 91 de ani. Să vă trăiască. Ea trăiește acum numai din iubire față de mine. Energia făcută iubire. Și față de fratele dumneavoastră, nu? Că și aveți față un frate. De el, dar mi-e teamă că mai mult pentru mine, pentru că deja e un chin pentru existența și ar vrea să moară de câțiva ani. Și eu o rog să mai întârzie. Cu tatăl însă, de la 16-17 ani, a existat început de conflict, o contradicție. El nu mă mai recunoștea, nu mă mai simțea nici ca breban. Fratele meu era mai breban decât eu, eram pe latura. Pe frate, cum îl chema? Alexandru, el e la München. Acum și ce meserie a făcut? Nu, era pensie, dar a fost inspector la Bundesbahn, la căile ferate germane. În memorii spuneți că de ani de zile vă treziți dimineața, sau e literatura asta, cu un gust al vinovăției. Da, e adevărat, nu e literatura. Nu are legătură cu tatăl. E un sentiment pe care nu mi-l pot explica. Eu, care am obiceiul să explic aproape totul. Să încercăm acum. Sentimentul ăsta a apărut la Paris, acum 20 ceva de ani. Poate era un sentiment al exilatului. Exilații au sentimente ciudate, greu de înțeles pentru cei care nu au trăit exilul. Doi, poate este și nemulțumirea față de ce scriu. Uneori citindu-mi pe maestrii mei, Flaubert, Dostoevski, îmi dau seama că sunt un cărpaci. Poate că am vrut prea mult, poate că am avut nesăbuința să impun un alt tip de literatură care poate nu se potrivește cu genul local. Spuneați că n-are legătură cu tata sentimentul de vinovăție. Conflictul cu tata începe la 14-15 ani. Și o incompatibilitate între mine și el, ca structură, ca fire, probabil. Pe el a murit fără să vadă ce a produs. Câți ani aveați când s-a prăpădit tata? 28 de ani, ori eu am urmat să debutez peste 3 ani. Și tata a murit cu sentimentul că nu sunteți că bun sunt de nimic? Ratat, că nu sunt bun de nimic. Tata avea 56 de ani și ziceți în carte un accident stupid. Un accident într-o pădure la Baia Mare cu o motocicletă. Am mers noaptea în pădure și a căzut într-o rupă. Eu aveam 28 de ani și încă nu publicase nimic și nu prezentam niciun fel de semn a ceea ce sunt acum. A cuiva care va ajunge un scriitor cunoscut, el ar fi fost foarte mândru, el admira literatura, nu mama, mama n-a avut niciodată ca să fiu scriitor. Și-a dat seama că aceste cariere atipice sunt riscante și rar o să îndeplinesc. Mai ales știți mica burghezie ce optică are asupra actorilor, scriitorilor, poeților, etc., etc. Tata s-a prăpădit când avea 56 de ani. Da. Dumneavoastră aveți 71 de ani. Sunteți astăzi tatăl propriului tată. Aproape. Și nu s-au schimbat în timp raporturile? Când fantoma tatei vă vizitează, acum ați putea dumneavoastră să nu, schimbați raportul? Raportul a rămas același, el este încruntat, întunecat, reprobatoriu. Au fost foarte puține vise în aceste decenii în care el a zâmbit, a râs foarte rar. Odată, țin minte că a citit Francisca în vis și i-a plăcut, dar încă conflictul este viu. Simțiți că nu l-ați iertat pe tata sau că tata nu v-a iertat? Nu, eu nu puteam să nu-l iert pe tatăl meu. Am fost un tată bun, pozitiv, însă între noi a apărut dihonia istorică și a apărut dihonia caracterului. Tata era un violent? Era un violent, V-a bătut vreodată? Da, da. Foarte tare. Nu des, dar destul de brutal. Dar el așa a fost crescut de bunicii săi, de tatăl său. Părinții ardereni sunt foarte aspri, foarte autoritari. Și, de exemplu, eu nu îi spuneam tatăl meu dumneavoastră. Nu tu, nici dumneavoastră. Da, cum? Mă adresam cu a treia persoană, ca unui rege. Nu se poate. Da, așa cum? Era obicei. Și până la, da, cum îi spuneați? De tata vrea să jucăm șah, de exemplu. Nu tată, vrei să joci șah sau vreți să jucați. Tata ar vrea să joace șah. Ca și cum mă adresam în alte persoane, cum te adresezi regilor. Până la 14 ani am salutat mâna, până când i-am zis nu mai e nevoie să-mi salut mâna. În schimb, relația cu mama a fost de cu totul altă natură, o relație caldă, de iubire infinită. Și deși mama nu dorea ca eu să scriu, tata citea Balzac, citea pe Rebreanu. Apropo, când am publicat, eram student la Cluj, am publicat o schiță într-o revistă studențească din București, au umblat o săptămână cu ea prin Lugoș să o arate tuturor. Vedeți? Da, dar până la urmă lucrurile s-au arătat că fiul său nu face carieră. Da. Și în sinusoida asta existenței dumneavoastră, când s-a produs șocul care a dat startul? Când a murit tata, el mi-a lăsat
nu mi-a lăsat nimic, o mașină de scris nemțească foarte bună. Eu știam să scriu că fusesem funcționar la 17 ani la Oradea, dat afară din liceu încă, și știam să scriu la mașină și am luat această mașină și aveam deja în cap romanul Francisca, construcția acestui roman, și am scris acest roman în 8 luni. În 8 luni. Am văzut că primele 3 romane le-a scris în trombă. Da. Au fost în vara când apărea, când era Francisca la tipar, deja am scris al doilea roman în absența stăpânilor. În absența stăpânilor și anul viitor, Animale bolnave. Și am publicat 3 romane, da, unul după altul. Scrise toate 3 la Lugoj. La Lugoj, da, pe malul Timișului. Cu un program de vacanță. Mi-a plăcut programul. Vă trezeați dimineața la 10, plecați, da, la strand, nu? Sau da, unde? Unde făceam câteva zeci de bazine de not, făceam curte unor domnișoare. După masă mă primeam cu prietenul meu, doctorul Panciu, care trăiește și acum la Lugoj. Mă culcam la ora 10 seara, la ora 2 noaptea mă trezeam automat și lucram până la 7 dimineața. Deci lucrați în fiecare noapte, da, de la între 2 și 7. Da, da. Eu din tinerețe, încă din București, Nerva Traian, m-am obișnuit să lucrez noaptea, să citesc noaptea, pentru că pe strada Nerva Traian treceau foarte multe căruțe la Piața Vitan. Și era o gălăgie enormă pe stradă, deci puteam să mă concentrez mai ales noaptea. Și m-am obișnuit să trăiesc noaptea, să lucrez noaptea, să gândesc noaptea. În plus, noaptea mă simțeam cu adevărat liber, rupt de realitatea urâtă din jur. Mica burghezie din Lugoj, care vă vedea cochetând cu fete pe stradă, da, și plimbând, umblând handra toată, da, ziua prin Lugoj, n-ar fi bănuit că dumneavoastră munceați noapte de noapte ca un salahor. Nu. Da. A avut chiar o părere detestabilă despre mine. Când a apărut Francisca și au apărut multe cronici extrem de elogioase, eram comparat deja cu Faulkner, cu Dostoievski, profesorii mei de la liceu din Lugoj s-au dat la librăria din centrul orașului și au decretat că nu puteam să scriu o carte asta, că e fals, nu e Brevan a scris cartea asta. Părea incredibil. Incredibil ca băiatul ăla, care știau ei cam Don Juan, așa, cam playboy, să scoată cărți atât de consistente și care să aibă succes. Spuneți de Meticul din Lugoj că e unul dintre puținii care mi-au rămas fideli, da, exact, și mi-au până suportat astăzi megalomania, lipsa de simț practic. Ideile mai ales. Dumneavoastră ați avut o veritabilă obsesie a prieteniei, da, de-a lungul enorm existenței. În memorii răzbate mereu strigătul unui om rănit că a fost părăsit de prieten, da, fără să vă puneți problema de ce acest scenariu s-a repetat mereu și v-au părăsit toți. Uite, Nichita nu m-a trădat. Și cu Nichita, ziceți. Nu, s-a îndepărtat de mine, dar nu m-a trădat. Cum aveți un episod foarte trist când ați ieșit de la restaurant cu Nichita și el a spus că are o treabă și a plecat și peste, da, 2 ore făcea parte din delegația care a mers la Ceaușescu. Da. Deci n-a avut încredere. Ca să se dezică de mine și de cei care... Nu de dumneavoastră, de cei care participaseră la o ședință. Și de mine, că și-am participat. Nu știu de ce a tăcut. Din lașitate, din frică. Mari scriitori pot aibă momente de lașitate, de frică. Și asta e iarăși unul dintre motivele care fac pe unii să depărteze de mine o anumită rigiditate. Eu am aceleași idei de la 14 ani, câteva, 2-3, relația călău victimă, tensiunea bărbat-femeie și ultima temă, Don Juanul, ca temă culturală mare, Don Juanul, care înșiră femeile până la 1003, nu? Cum spune Molière și Tirso de Molina. Romanul meu, Don Juan, fac o digresiune comparând pe Romeo cu Don Juan. Două tipologii culturale, care, bineînțeles, se pot regăsi și în existență. Și dumneavoastră v-ați regăsit, bineînțeles, în Don Juan, în cel care... Înșiră femeile, ca înșiră să vă citesc. Înșiră femeile, da. Și ați înșirat? Da, sigur că am înșirat. Am și fost un prostos, cu excepția ultimei căsnicii în care... Câte căsnicii ați avut? 3. Una foarte scurtă în studenție, doar cu soția mea, care a murit tragic, Maria. A murit în 74. Care am dedicat mâna vestire. Era și ea maritată și între noi a fost un scurt circuit, dacă vreți, o pasiune, o iubire, dacă vreți, care a durat vreo 2 ani în ilegalitate și am făcut greșeala să o despart de soțul ei. Am spus să aleagă între mine și el, ea m-a ales pe mine și a greșit. De ce a greșit? A greșit pentru că nu eram făcut pentru ea și nu eram un bun soț. Soțul ei era mult mai potrivit pentru ea. O spun acum la 30 de ani de la moartea ei. Cât a durat căsătoria? 3 ani. În care v-ați devorat reciproc? Da, ea a avut și o boală maniaco-depresivă. S-a văzut asta cu întârziere. Eu nu știam că există această boală psihică. Și a îngreunat lucrurile. Era cu diagnostic? Sau da, cu diagnostic. Era și internată. Post-mortem i-a spus diagnostic. Nu, a fost și internată, dar nu mi-a spus niciodată nici familia ei. Știți că familiile ascunde aceste lucruri. Dumneavoastră vreodată v-ați autosuspectat că ați, apropo de pulsiunile paranoide, da, și schizoide ale marilor creatori, da, da, v-ați suspectat, da, vreodată? Nu, eu știu sigur că am pulsiuni paranoide. Și nu schizoide? Nu, schizoide aveam Nichita Sănescu, prietenul meu. Ce diferențiază pulsiunile astea? Schizoidul este cel care refuză lumea, împarte individul în două, are o spaimă enormă de existență, dubitează asupra existenței.
A fi sau a nu fi? Da. Hamlet era schizoid. Schizoid, da, da. Paranoidul este cel care are un ego umflat, cum am eu, care crede că are un mesaj de adus omului. Julian Sorel e un paranoid. Sunt ambițioși, sunt paranoizi. Natura paranoidă s-a oprit la granițele maladivului sau uneori a pășit în maladiv? Nu am pășit pentru că am avut norocul să mă pot exprima în scris, într-o realitate obiectivă, într-o valoare obiectivă acceptată de societate. Credeți că dacă n-ați fi avut norocul să vă descărcați în scris, ați fi ajuns nebun? Și dacă n-aș avea norocul să am succes social, ca cărțile mele să fie primite de o colectivitate, de colectivitatea mea. Ați fi înnebunit? Probabil. Ați fi ajuns într-o clinică? Sau m-aș fi sinucis. I-am spus mamei mele când aveam 20 ceva de ani, când ea spunea ce se întâmplă, nu faci nimic, și am spus dacă nu ajung scriitor, mă omor. Sau era o retorică? Nu, m-aș fi simțit inutil. Nu suportam să fiu inutil. Și întâlnirea dintr-un paranoid și o maniaco-depresivă? E dezastroasă. Dezastroasă pentru că ea merita un soț infirmier, cum l-aș avut. Infirmier. Un soț care să o asiste, să o înțeleagă, să o servească, să fie lucid de boala ei. Ori eram imbibat de mine și de cariera mea. Și o călcați în picioare? Nu, dar în primul rând nu știam că există această boală. Ea avea momente de mare luciditate și inteligență. Să zicem că ați fi știut că există această boală. Nu m-aș fi căsătorit cu ea, nu m-aș fi apropiat de ea. Ea a murit tragic. S-a sinucis. Cerându-mi iertare într-o scrisoare și spunându-mi că mă părăsește, îmi redă libertatea, știind că am fost o povară. O scrisoare splendidă, o am încă. Săraca de a sperea, avea momente de mare căldură și luciditate, momentele de depresiune și momentele maniacale când izbucnea în ea o forță teribilă, un hibris maladiv teribil. Da. Poate ea nu suporta structura dumneavoastră de Don Juan. Am greșit, trebuia să o las lângă soțul ei să-și continue viața și probabil că ar fi fost în viață și astăzi. În sfârșit, e o poveste complicată. Maniaco-depresivii fac aceste acte în momentele de depresie. Cad foarte jos. Dar când a căzut foarte jos, o mai iubeați? Am iubit-o tot timpul. Tot timpul, însă deja ne înstrăinam, pentru că mi-am dat seama că e bolnavă și că eu nu pot să o ajut. De altfel, când, după ce a murit, primul meu gând a fost, l-am spus cu voce tare, pănuși neagul era de față, nu mai pot să o ajut. Mama dumneavoastră a iubit-o? A iubit-o în primii 2 ani, când era amanta mea și când era cu totul altă femeie. Asta m-a și păcălit. Când am luat-o lângă mine, s-a schimbat brusc. Și nu v-ați gândit că poate din cauza dumneavoastră? Nu știu, din cauza ei. Soția mea de astăzi, în clipa când am luat-o lângă mine, a rămas aceeași. Ce meserie are? Soția mea de astăzi e psiholog. Psiholog, poate de aceea. Nu, poate soția de astăzi știe să aibă calități de, în ghilimele, infirmier cu dumneavoastră. Astfel de legături sunt extrem de intense și de profunde, mai fie în legătură cu profesiunea. E vorba de firea cuiva și de capacitatea sa de a înțelege, de a înțelege și de a se dedica cuiva. Soția mea are o imensă capacitate de a se dedica mie și operei mele. Așa că pulsiunile paranoide, ego-ul supradimensionat, sunt pe deplin satisfăcute. E acceptat și chiar soția mea e fericită că sunt așa cum sunt. De altfel, în cazul ăsta e invers. Ea spune că am salvat-o de la moarte, pentru că Cristina spune, soția mea, că avea gândul o sinucigașă la 20 ceva de ani. Și că întâlnirea cu mine și prietenia cu mine, de altfel am întârziat 12 ani până ne-am căsătorit, pentru că n-am avut încredere în mine ca soț. Prietenia cu mine a salvat-o de la acel orizont închis și negru pe care l-a avut ea la 20 ceva de ani. E și un dar făcut de destin mie, un dar pe care nu-l meritam și nu-l așteptam. Eu eram mulțumit cu darul vocației mele. Mi-ajungea, spuneam, sunt fericit, nu doresc mai mult, dar iată, mi s-a dat și acest dar, această femeie care mi se dedică și mă iubește și mă apără. De ce vă apără? De mine și de ceilalți. A, de dumneavoastră. Și de ceilalți. Dumneavoastră vă sunteți principalul inamic. Într-un fel, da. Și atunci vă mai mirați de ce v-au părăsit toți prietenii? Nu mă mir, grave nu mă că m-au părăsit pe mine, ci grave că au părăsit adeseori ideile mele și literaturii române. Iarăși dați vina pe ei. Da, eu voiam să fac și vreau să fac din literatura română o literatură mare. Ori ei se acomodează cu literatură medie. Asta nu se face cu programe, asta ai sau nu ai? Program. Nemții romantici au făcut program. Forța. Nemții, scriitori romantici, mari muzicieni au avut programul. În țărișoare mici și în tiranii teribile în anii 1700-1800. Bun, și dumneavoastră erați într-o țărișoară mică cum cu o tiranie și mare. Cu o tiranie teribilă. În anii 60, sinusoida la care tot revenim, evoluează spectaculos. După infernul de până și
neproductivitatea de până la 30 de ani, urmează succesul literar. Da, și social. Și social. Aveți o observație interesantă despre Julien Sorel în carte, că era ambițiosul care n-a fost în stare să ducă povara succesului. Și m-am gândit că asta vi se potrivește și dumneavoastră. Da. În sinusoida brebaniană sau brebanistă, cum preferați? Brebaniană. V-ați izbit de succes cu primul roman. După aceea a urmat în serie. Succesul mare a fost la Animale bolnave. Animale bolnave, a treia carte. Scriitor național, scriitor cunoscut de foarte mult. Scriitor cunoscut la scară națională, dintr-un tânăr provincial. Ați dat lovitura și au urmat 6 ani de normalitate în existența dumneavoastră. Și de succes politic, și de forță politică. Și de forță politică. Am conduce unui scriitor, am condus cea mai mare revistă literară românească și am devenit chiar membru comitetului central. Supleant. Supleant, da. Cineva care v-a cunoscut la începuturile carierei mi-a spus că erați un om timid și care se purta foarte civilizat. Da, îmi port cea sper civilizat. Da, dar ați avut o perioadă de ascensiune socială în care n-ați mai fost așa și din potrivă alții își amintesc când s-a anunțat că veniți la România Literară. A fost ceva, da, pentru că vine ghilimele nebunul de Breban. Da, da, da. Deci v-ați schimbat spectaculos, ați fost altcineva. Da, au fost câțiva ani probabil și de pasiune literară și carieristică și politică. Asta e ciudățenia biografiei dumneavoastră, că ați avut relativ brusc virajul de la Baia prin curte la Vila la Șosea, pentru că am înțeles că ați fost recompensat pentru intrarea în CC cu o Vila la Șosea. Da. Și cu alte privilegii. Și cu o revistă. Și revista, da. Bun. Deci v-ați trezit dintr-o dată, dintr-un nimeni, un scriitor omologat, membru în Comitetul Central și cu o Vila la Șosea. Da. Ei, trecerea asta de la rece la cald și o placă de gresie, domnule Breban, supusă unei variații de temperatură prea agresive pentru forța ei de rezistență, se fisurează. Eu nu cred că m-am fisurat și dovada este faptul că în 72, la întoarcerea mea din Germania, am scris între el un Înger de Gips și într-un an am scris Buna Vestire. Deci două structuri logice, epice, care stau în picioare. S-a lansat și zvonul, că sunt nebun în 72 când m-am întors și am demonstrat imediat scriind în 3 luni la mare, Înger de Gips, o epopee de 600 de pagini, cu o problemă psihologică foarte interesantă. Că sunteți în deplinătatea facultăților asta mentale. Asta am vrut să demonstrez. Și în deplinătatea talentului, pe care l-ați definit cum? Ca o energie ciudată, cum ziceți undeva? Nu, talent, eu nu cred în talent. În ce credeți? Talentul este o înzestrare nativă care dispare pe la 25-26 de ani. În ce credeți atunci? Cred în vocație. Cred în vocație, cred în carieră. Pentru roman e prea puțin talentul. Pentru talent merge la 1-2 volumașe de poezii, câteva novele, acolo se oprește. Faptul că am ajuns așa de aproape de putere și până m-am rupt de ea, mi-a creat o libertate enormă interioară, morală, care m-a ajutat să scriu marile mele cărți, Îngerul de Gips, Până la Vestire, Drumul la zi, Don Juan. Credeți că dacă n-ați fi făcut gestul nebunesc, ne-am dat demisia cu sau fără ghilimele nebunesc? Nebunesc, fără ghilimele. Fără. Gestul nebunesc de a vă da demisia. În Le Monde, într-un mare ziar burghez francez. Erați în Comitetul Central, Vila la Șosea, erați căsătorit cu Maria. Cu Maria. Și a suferit și șocurile astea, au fost șocuri teribile. Da? Probabil că au înrăutățit boala ei. Și erați la Paris. Eram la Paris, da. Acea vară, după 3 luni de zile, cu consultări cu prietenii mei, cu Mircea Eliade, cu Monica Lovinescu, cu CPNA, cu câțiva, am luat hotărârea să-mi dau demisia. Și am trimis-o prin plic lui Zaharia Stancu la demisia București. Demisia din? De la România Literară. În Le Monde, Gazeta Literară și alte reviste, am criticat tezele din Iulie. Nu comunismul. Nu am fost așa de radical ca Goma. De altfel, eram convins că comunismul nu poate să dispară dacă nu dispare Moscova, cum s-a și întâmplat. În 71 s-a pus încă o dată, după Gheorghe Udeș, s-a pus pe primul loc primatul partidului. Nu profesionalismul, nu seriozitatea, nu munca bine făcută, ci primatul atașamentului de partid. Deci vi s-a părut o întoarcere la stalinism. Un fel de stalinism. Un stalinism naționalist. Un stalinism de tip naționalist, exact. Dar înainte, când ați avut perioada de exaltare, perioada în care îl lăudați pe Ceaușescu în gura mare și convins de calitățile individului, n-ați văzut totuși pulsiunile paranoide? Erau, dar păreau că agramatismul. Nu vă speriau toate astea? Nu mă speriau. Era clar că era vorba de o țoapă, de un agramat, însă părea un om foarte abil,
foarte abil, care împreună cu Maurer, că primii lui ani a făcut politica externă împreună cu Maurer, știe să facă relații excepționale. Spuneam atunci că preferabil un bun conducător care vorbește prost românește decât un olichea care vorbește foarte bine limba română. Probabil că reacția mea violentă a fost și o deziluzie la Ceaușescu. După ce v-ați întors în România, având cetățenie germană, da, pentru că faptul că erați pe jumătate neamț v-a făcut să obțineți mai ușor. Da, mult mai ușor. Aveam rudele mele în Germania. Exact. Și ați obținut și cetățenie germană, ați rămas și cetățean român și în loc să vă vedeți de mapa mond, v-ați întors în București. Da, relația victimă-călău a funcționat în cazul dumneavoastră. Da, parcă printr-o fascinație a tinereții mele m-am întors pe aceeași poziție care fusese în tinerețe. Exact. Numai că de data asta am ales-o eu. Atunci aleseseră alții și istoria, acum am ales eu poziția de victimă și era o victimă victorioasă. Dar pe de altă parte, ați fost dat afară din casă, ați făcut anticamera, ați fost umilit, ziceți. Asta nu conta. Ați fost părăsit de prieteni. Da, dar mi-am scris marele mele cărți, care există, cred eu, și astăzi. Și lucru îngrozitor care vi s-a întâmplat și pe care aș vrea să mi-l explicați, dacă puteți, e următorul, că după ce ați făcut gestul ăsta, la întoarcerea în țară, păreați un personaj, un electron liber, un personaj atât de paradoxal și de pervers în context, încât au început să circule atunci despre dumneavoastră două variante, zvonuri, ziceți. Da. Una că sunteți nebun, pe care scriind o carte ați demontat-o, și cealaltă că sunteți colonel de securitate, că plecarea și atitudinea dumneavoastră n-au fost întâmplătoare și mai sunt și astăzi oameni care susțin punctul ăsta de vedere. Că ruptura mea a creat această nebunie la ceilalți, că nu se poate ca cineva care are aceste privilegii să dea cu piciorul, să dea cu piciorul. Nu se poate. În România nu se poate. Și au dreptate. În România sinucigași au fost foarte puțin social. Eu am fost un sinucigaș social. Pentru că în România devii erou dacă ești victimă. Victima sistemului. Dacă tu provoci conflictul, înseamnă că ești nebun. Dacă te pui rău cu domnul, ești nebun. Dumneavoastră ați provocat conflictul. Da, eu am provocat. Ați fost nebun. Da. Întrebarea este de unde și cum credeți că s-a lansat zvonul, ziceți dumneavoastră? De la securitate, de unde? Pe cine lansa zvonul? Că sunteți agent de influență, da, nu? Da. Asta s-a lansat de la Paris mult mai târziu. A, deci sunt lucruri diferite. Diferite. Colonela s-a lansat aici în București și a prins parțial și între unii colegi ai mei care aveau oroare, era teamă că trebuie să se solidarizeze cu mine, nu? Vreodată privindu-vă în oglindă, v-ați imaginat cum ați fi arătat ca virgulă colonel? Păi eram de mult general în meseria mea, ce-ți fiu colonel într-o beată securitate. Securitatea nu era beată? Nu era grozavă nici ea. Nu? Era grozavă de unde nici știți? Păi știu pentru că l-am cunoscut peste câțiva ani pe generalul Pleșiță, un securist normal, ofițer superior. M-a chemat la el într-o anchetă. Cazul meu era special pentru că fusesem în conducerea de partid, ieșisem, criticam pe față ce se întâmpla în cultură și în industrie. Totuși ce e uimitor în condițiile astea este cum de totuși v-au mai tipărit cărțile. Printr-o luptă enormă a mea. Puteau să vă interneze, să vă declare nebun, să vă aresteze, să vă expulzeze. Nu puteau, eram foarte cunoscut. Conducerea comunistă în țările comuniste erau foarte dure cu necunoscuți, cu Goma sau cu Solzhenitsyn, când Solzhenitsyn era necunoscut. Iar când Solzhenitsyn era cunoscut în toată lumea, n-au putut decât să-l expulzeze cu un avion. Eu eram foarte cunoscut. Dar după aceea am citit în memorii, izolat prin cămăruțe, ați regretat ce ați făcut în vara 71. Am regretat de 1000 de ori. De ce? Păi, omul din mine, omul mărunt, omul mic, a regretat că nu mai aveam bani, că nu mai aveam mașină la scară, că nu mai eram cineva. Când mergeam la restaurantul unui schitolor, nu venea nimeni la masa mea. Nu venea nimeni la masa dumneavoastră. Mă ocoleau, eram lepros. Păunescu mi-a spus că sunt lepros social și am spus că ai dreptate. Însă, cum vă spuneam, eu am dorit să o fac. Să știți, e un principiu psihologic simplu. O suferință o înduri mult mai ușor dacă o provoști tu. O suferință o înduri mult mai ușor dacă o provoști tu. Dacă ți-o provoacă alții și există presiuni sociale, aia le-o suport foarte greu. Pentru că mi-am provocat eu starea, nu numai că o suportam ușor, dar eram chiar mândru de ea. Mândru că v-ați dat foc la valiză. La valiza socială. Dar era mândru și de... Și la cea sentimentală. Nu, sentimentală nu contează niciodată pentru mine. Dovadă că n-am greșit în ce am făcut au fost cărțile mele care arată că eram pe drumul cel bun, că am ales bine. Eu nu le scriam cu atâta curățenie și radicalitate aceste romane dacă rămâneam în sistemul politic angrenat acolo. Cum nu le-au scris ceilalți colegi? Și-au pierdut. Și faptul că ei au intrat și în alcoolism arată dezacordul cu ceea ce făceau. Ei intrau în nevroză, eu ieșeam din nevroză. Iar aceste ființe complicate, ca Preda și Nichita Stănescu, și ca dumneavoastră, și ca mine, când intră în dezacord cu propria lor vocație, se năruie într-un viciu, în alcool,
în sinucidere, în tot ce vreți. Spuneți undeva că bolile profesionale ale meseriei de scriitor sunt alcoolismul... Alcoolismul, sărăcia, singurătatea, nebunie. Deci prin nebunia din vara lui 71, când v-ați dat foc la valiză, de fapt v-ați salvat. M-am salvat. Scriitorul s-a salvat și omul s-a salvat. Să vă reproșați, n-aveți nimic? Nu, n-am ce să reproșez nimic. Nu. Mi-am publicat cu enorme lupte 4 romane, care unul dintre ele a fost atacat în Comandul Central. Știți, un colonel nu e atacat în Comandul Central. A fost singura carte în 50 de ani de comunism atacat în plenara Comandului Central și de toată presa de partid. Eram singur, aveam avantajul enorm de a nu avea familie și asta poate mi-a creat această libertate și această aroganță de a putea desfide conjunctura. Și mamei mele îi făceam rău, care săraca a văzut din nou că nu câștig bani și că sunt numele meu interzis, volumele mele sunt scoase din bibliotece. Și ce cum a reacționat? Ca pe vremuri, venea să mă ducea de mâncare, îmi făcea de mâncare, mă ajutea, îmi dădea bani și în 77 a plecat. În 1977, venind la Paris, m-am întâlnit cu Ierunca și am spus, domnule Ierunca, în primii ani când m-am întors în România, dumneavoastră mă citați alături de Goma și de Țepeneac. Nu mă mai citați azi. De ce? La Europa Liberă. La care mi-a spus, domnule Brevan, ce ai făcut mi-a tăiat de nebunesc, că nu, nici azi nu ne vine să credem. A fost ultima oară când am vorbit cu el și când era sincer. De exemplu, Marie France, Ionescu, în anii 68, a luat Animale bolnave, a rămas fascinată de carte, a tradus un capitol și l-a publicat în revista lui Nadeau, ea a tradus din capul ei și a publicat. Și peste noapte, la influența lui Goma, ea mi-a spus de afară, după câțiva ani, că Goma i-a spus că din cauza mea n-a reușit mișcarea Goma. Goma a mințit. Ca după câțiva ani să se certe și ea cu Goma, bătrânul Ionescu, să nu mai plătească chiria, că ei au plătit ani de zile chiria lui Goma, Goma să fie dat afară din casă de municipiu francez, iar Ierunca să spună până la urmă că singurul lucru adevărat care spune Goma la telefon e cuvântul alo. Deci s-a ajuns, vedeți ce fel de lume este. Și atunci ce să-mi pun eu o problemă, că de ce ei s-au întors cu spatele? Lumea e așa cum este și ca dânsa suntem noi. Nu, ca dânsa nu suntem tot noi. Eu păream o pasăre ciudată, cum tu vii și dai cu picior așa și deodată ești un marginal când erai ștab tânăr. Și sigur, e ciudat. Și când pleci afară, în loc să rămâi afară, tu tot te întorci. Dar să nu uităm, timp de 5 ani n-am avut viză. Personajul Brebane e insuportabil, e adevărat. Nu? Dar fiu bun sunteți. Nu, forța e a mamei, nu a mea. Nici ca fiu nu am fost grozav. A fost adesea nedrept cu mama. Deci grozav ați fost doar ca scriitor atât cât ați fost. Sunt bun, da. Cât am fost, acolo sunt bun. Dar ca om... Omul e discutabil și se pot reproșa multe omului. Poate de astea s-au pulverizat prieteniile, pentru că întotdeauna ați subordonat umanul literarului reușitei. Vocație, nu reușite. Reușite, vedeți că am dat cu piciorul. Ați dat cu piciorul ca să reușiți mai bine. N-am știut atunci asta. N-am știut că mă va răsplăti fronia dăruindu-mi capodoperele astea ale mele, Buna Vestire, Drumul la Zi. Ați spus că nu vă place cuvântul capodoperă. Capodoperele mele, dar eu construiesc o operă. Spuneți așa. Citesc din dumneavoastră, avem noi oamenii în clipele de luciditate iscate, fie de o boală, de alcool sau de o bruscă singurătate, senzația de a nu fi trăit, de vis al existenței, de a fi fost trași pe sfoară. Ați avut vreodată senzația asta? De sute de ori. Că mă aflu între existență și non-existență și încă o dată spun, numai creația aceasta obiectivă a romanului, a literaturii, m-a făcut să mă convin că există. Cum vedeți ceea ce numiți spaima de viitor? Și nu poate să-mi fie frică de viitor, aproape nu mai am viitor. Ei, eu sunt un om cu cariera încheiată aproape, m-am exprimat 85-89%, viitorul meu este... Și cel 11% care a mai rămas, cum îl vedeți? Îl văd ca o continuare a carierei mele, a motivelor mele obsesive, iar viitorul meu este postumitatea mea. De care? Sunteți sigur? Nu sunt deloc sigur și adeseori în glumă, ca să mă flagelez, că uneori mă flagelez, vorbesc de Cezar Petrescu, care a avut o glorie ca a mea literară și care după moartea lui și astăzi nu mai e băgat în seamă. Deci mă compar nu cu Rebreanu, care poate să mai apropiat, ci cu Cezar Petrescu. Un om extrem de ambițios, a scris 80 de romane. Și a avut succes fulminant în timpul vieții. Da, astăzi uite că nimeni nu-l mai citează și nu-l mai urmărește. Pe când dumneavoastră, Breban Nicolae, cum ați vrea să fiți tratat de posteritate? Aș vrea ca tinerii scriitori în viitor și românii din viitor, după moartea mea, să continue să-mi citească măcar unele dintre cărțile mele și să accepte noul în modernitatea romanului românesc pe care l-am propus, care vine din marii mei maestri, din Nietzsche, Dostoevski, Thomas Mann. Noul? Adică un alt tip de discurs? Un alt tip de epică. Sunt atipic, profund atipic.
ar fi trebuit să trăiesc și să fac carieră în Austria, la Viena. Cu dezordinea dumneavoastră, ați fi nebunit pe austrieci. Nu, dezordinea mea e numai aparentă. Sunt foarte riguros în cărțile mele și în cultura mea. În operă, dar vorbim de existența secundă. Păi da, opera e importantă. Ce producem noi? Eu trebuie să am o scuză din faptul că n-am făcut familie, că n-am crescut copii, că n-am făcut ceva pentru un oraș, pentru un județ. Singura mea scuză sunt cărțile mele, care trebuie să stea în picioare, să fie bune, să fie folositoare aproape lui meu și națiunii.